Noi am făcut acest spectacol al evacuării tocmai din această dorință de a duce mesajul mai departe. Noi acolo pe cantonului ne confruntăm cu multe probleme. Nu avem electricitate, nu avem apă, gaz, ne spălăm la covată. Doamnă drag, nu vă gândiți că suntem și noi niște suflete? Fix problema mea și așa sunteți prea mulți. Doamnă drag, avem și noi niște drepturi acolo. Am locuit 30 de ani în casa aia. Nu puteți să mă aruncați ca un câine pe stradă. Nu-i treaba mea, dragă. Statul trebuie să vă dea. Eu reprezint proprietarul. Haide-mă, dă-o afară, că n-am timp. Doamnă, dragă, suntem niște suflete, doamnă. Haideți, doamnă. Nu puteți călca pe cartea. Hai, dă-o afară. Haideți, doamnă. Spuneți voi, oameni buni, unde o să mă duc cu copiii mei? Păstrați din camere, ce o să ajung cu copiii mei? Nimic. Sunt la școala de arte, liceu de arte plastice, în clasa 7-a. Am fost evacuată de pe strada Coastei pe 17 decembrie 2010, în timp de iarnă. Este bun primar. Este. Livret de familie. Căutați acolo, domn primar. Stare civilă, ești căsătorită? Bineînțeles, legitim. Sunt un cetățean care am locuit pe strada Coastei o perioadă de 7 ani aproximativ. Am fost evacuați în data de 17 decembrie 2010, forțat, bineînțeles. Am primit o locuință pe strada Patarât. Am o familie de 4 copii, plus eu și soția, suntem 6 persoane împreună. Am primit o locuință de 18 metri pătrați. Am fost mințiți prin faptul că ni se adoptă o locuință de cameră, bucătărie, plus baie și alte chestii privind casa, adică parchet și ghivete și chestii care nu erau reale și care nu erau de văzut, de găsit. Locuim acum împlinim și noi, în data de 17, împlinim 4 ani de când locuim aici. Ne confruntăm cu foarte multe probleme prin comunitate. Stai cu copiii în stradă, ia ce-ți dă! Mai faci și figuri. Figurantă după uras. A, de ce nu-l iei tu? Păi eu am unde să stau cu copiii mei. Ei, eu stau în stradă cu copiii mei pentru că vreau să mă lupt. Ai tu ceva? N-am, dar dacă îți dă, ia ce-ți dă. Ei, nu iau. Figurat. Mă numesc Greta Elena, sunt președinta Asociației Comunitare din Coastei. Am fost evacuată în decembrie 2010, pe 17 decembrie, la o temperatură de minus 20 de grade, în zona Patarât. Și când am ajuns acolo cu copiii, era zăpada până la genunchi. Copiii au început să plângă împreună cu noi pentru că nu știau în ce zonă sunt. Și noi, ca comunitate, ne-am înființat o asociație să putem să ne atingem fiecare scopul de a putea pleca de acolo. Noi, ca comunitate, ne dorim foarte mult să fim mutați de acolo. Ne-am înființat o asociație pentru a ne redobândi drepturile pe care le-am pierdut în urmă cu 4 ani. În 17 decembrie 2014 se împlinesc 4 ani de când am fost evacuați forțat de pe strada Coastei. Acolo noi am avut fiecare câte o locuință decentă și fiecare membru al familiei avea spațiul lui intim. Din păcate, unde locuim acum, suntem în apropierea râmpii de gunoi, în apropierea stației de epurare de la terapia, de la chimicale. Noi ducem o viață foarte grea,
Ne zbatem să ne trimitem copiii la școală în condiții foarte vitrege, deoarece unde încep coloniile de rom se termină asfaltul, se termină electricitatea, se termină căldura, se termină tot. Nu mai avem acces la facilitățile pe care le are societatea. Avem un vis foarte mare și sper să se poată realiza într-un timp cel mai scurt, cel mai apropiat. Vrem să fim mutați înapoi, vrem să ne redobândim viața pe care am avut-o, vrem ca copiii noștri să trăiască în continuare în oraș unde s-au și născut, nu la marginea orașului, nu mai vrem ghetouri, nu vrem școli segregate. Dosarul ați adus? Da, cum să nu? L-am și pregătit. Ia și voi acolo. Au trecut 4 ani și iarăși ne regăsim la un astfel de eveniment prin care comemorăm evacuarea forțată a romilor de pe Coastei. Acest eveniment mă bucură pentru că iarăși ne unim activiști, ne unim persoane din comunitate pentru a trage din nou un semnal de alarmă atât comunității locale din Cluj-Napoca cât și celelalte comunități din România. Din nefericire, aceste evacuări forțate nu sunt izolate, aceste evacuări forțate au loc și în alte localități. Și organizația noastră, împreună cu alte organizații, încearcă să combată acest fenomen. Suntem aici pentru că vrem să comemorăm 4 ani de la 17 decembrie 2010, când la mai multe familii care stăteau în strada Coastei au fost evacuate de către primărie. Am zis că e o ocazie destul de bună ca să alăturăm lupta pentru justiție locativă din București cu cea din Cluj. O să urmărim un spectacol. De-a lungul celor 4 ani am căutat diverse modalități de a pune presiune asupra autorităților publice din Cluj și nu numai. Proteste stradale, petiții, scrisori deschise, programe culturale, probabil cu mulți dintre dumneavoastră ne-am întâlnit pe parcurs. Anul acesta am decis ca să comemorăm această ocazie tristă cu acest spectacol. Avem un memoriu pregătit pe care dorim să-l depunem la primărie. O să-l circulăm prin sală și cine dorește să susțină cauza celor evacuați și celor nedreptățiți, vă rugăm să o semneze. Suntem hotărât pentru patarât lângă primărie, noi suntem omit, avem la vedere câteva saltele și vă mulțumim că ne ocoliți. Desfilarea noastră vă îmbogățim. Roma industrie, Roma industrie, Roma strategii, Roma eviction free. Roma industrie, Roma on the street, Roma strategii, Roma eviction free.